Marți 22 ianuarie, primarul Lucian Micu a început seria dezbaterilor cu diversele categorii socioprofesionale pe tema bugetului pentru anul 2019. Primii chemați au fost reprezentanții asociațiilor de proprietari, președinți ori administratori. La întâlnire a participat și abia instalată în funcție City Manager, doamna Gabriela Petrea, pentru a fi cunoscută. În debutul întâlnirii, primarul Micu le-a vorbit celor prezenți despre intențiile și planurile primăriei pentru anul în curs. S-a aflat astfel că vor fi reabilitate 4 locuri de joacă, se vor repara și moderniza trotuarele, se va repara și vopsi tot mobilierul urban, chiar și cel din spațiile arondate asociațiilor de proprietari. Se va finaliza alimentarea cu gaz metan a tuturor locuințelor din oraș. Cred eu că prin ceea ce ne propunem în acest an, încercăm să atingem toate problemele care țin strict de activitatea dumneavoastră. În ceea ce privește bugetul mare al municipiului Roman și investițiile majore, avem și proiecte cu finanțare europeană, prin care vom amenaja două parcuri noi pe raza municipiului Roman. Vom reabilita și două grădinițe, corpul B de la școala Vasile de Alexandrii, fosta școală numărul 1. Vom interveni și pentru extinderea rețelelor de gaze naturale de pe raza municipiului Roman. Vrem ca până la sfârșitul anului viitor, până la sfârșitul acestui an, tot municipiul Roman, toate străzile din municipiul Roman să fie raportate la gaz metan. Din păcate, pe lângă aceste bune intenții, am aflat că primăria vrea să mai amenajeze numai puțin de 800 de noi locuri de parcare. Sigur, cei care nu au unde își parca mașinile ar putea fi bucuroși. Problema este că ne furăm singur căciula, fiindcă orice nou loc de parcare înseamnă alți 15 metri pătrați, betonați ori asfaltați, deci răpiți naturii, sustrași din spațiile verzi, care sunt deja în deficit. Continuă administrație după administrație și primar după primar să masacreze spațiile verzi câte mai erau pentru a asigura confortul concitadinilor. Dar oxigenul concitadinilor cine să-l mai asigure dacă se taie copacii, se desfințează gazonul, dispar straturile cu flori? Romanul va ajunge foarte curând un oraș complet betonat, un mare buncăr. Reprezentanții asociațiilor de proprietari au ridicat, ca și în alți ani, probleme punctuale în general de amănunt, neuitând totuși să felicite primarul pentru tot ce face și va mai face pentru oraș. E o lecție învățată de prin 2008 încoace.